Nu suntem obligați. E straș tare. Bună! Bine ați venit la un nou vlog! Suntem în cartierul unde stăm. Am ieșit în oraș la plimbare. Am intrat într-un supermarket și aici chiar prețurile sunt bune. Nu cum erau în Roma, de 3 ori mai mari. Să vedem ce găsim. Ce e, mami? Care e problema? În are o roată? Tati l-a luat pe cel mai... amărât. Am descoperit supele astea chinezești. Pentru că sunt practice, pui apă caldă și gata, dar mie chiar îmi plac. Avem deci. Păi nu, că alea se mănâncă din cutie. Dar mie chiar mi-e poftă de ele, chiar nu știu dacă sunt prea sănătoase, dar sunt super bune. Foarte multe produse Mulino Bianco, care sunt tradiționale de aici din Italia. Ai luat toate supele? Da. Am luat 6. Și eu mi-au și așa. Nu știu ce înseamnă manzo, știi? Cumva? Manzu, mere? Nu, uite, supă de mere, ceva mânz mă gândesc eu. Mai e și așa cu gambetii, cred că sunt gambe, și cu verdure. Hai să iau și una de-a, să le încercăm pe toate. Mie îmi plăcea cea de pui, poate mai aduce. Ia uite, aici are fructele deja și legumele tăiate. De fapt sunt legume, morcovi, dobleci. Ce model de pâine? Ia uite câte au. Și așa, și așa, și integrală, albă, cu nu știu ce în ea, mediterană, prea multe modele, rustică. Neagră așa, nu, integrală, nu, mă gândeam una, nu chiar albă, dar așa cu semințe vreți? Nu? Ce toast interesant, e super tare, cred că au fost gogoși făcute toast. Prăjite. Tot felul de chestii pe aici. Mi se pare că magazinul ăsta are mai multe decât au avut toate magazinele din Spania. Nu din Spania, din Italia. Și o groază de chestii pentru prăjit sau copt. Foarte multe cartofi prăjiți. Ce ați găsit? Săraca. Aici, un monument, da. Și aici suntem la o poartă importantă. E din vechea cetate. Iar strada aceasta e plină de magazine. Chinezești le-a zice. Eu, cum ar fi așa? Uite ce drăguțe șarpe cu pisicuțe. Au și suveniruri, dar mai mult haine. Și acolo mâncare. Bazar, gen bazar. Mai se continuă? E super interesant orașul ăsta, deocamdată. Uite ce clădire frumoasă. Am ieșit de pe străduțe de acolo și am dat de această poartă care se numește Nolana, nu? Da. În perioada medievală intrai în orașul Napoli direct pe poarta aceasta. Da. Super. Cred că asta e piața second. Văd că deja strâng. O fi fost de dimineață, acum mai după prânz. Cu 1,50 €. Interesant. N-am știut. Au haine drăguțe pe aici, dacă stai să cauți, cred că găsești ceva interesant. Haine 10 euro, papuci 3 euro. Nu știu dacă e în fiecare zi sau doar azi aici, miercura. Din câte știu eu, piețele italiene își schimbă zilele, dar știam de piețele de legume, că în fiecare zi sau când au ei program, sunt în diferite zone ale orașelor. Așa era cel puțin în Milano. Vinerea era într-un loc, sâmbătă în alt loc, miercurea în alt loc. Nu știu dacă aceasta e așa sau e diferită. Interesant. De toate. Iulian, papuci pierduți pe aici. Oh my god. Deci așa arată orașul ăsta? Hm? Eu cred că stăm noi într-o zonă rusească. Nu cred. Eu nu cred, eu cred că așa arată tot orașul. Nu stăm într-o zonă dubioasă, suntem lângă gară, suntem lângă centru vechi. Te-am dus la periferie? Nu. Vrei să mergem la outlet? Da. Hai să vedem ce are. Da, facem shopping.
Aici acum e Iulian cu trecerea de pieton, că văd că nu se pune roșu sau verde, doar sclipocește. Hai să vedem aici ce mai găsim. Târgul acela e în fiecare zi, am întrebat. Deci aici e gara. Știi că am văzut aseară acoperișurile astea și aici ar fi trebuit să coborâm, dar eu i-am arătat șoferului și ne-a dus super, super departe. La, la capăt de linie, de fapt, și ar fi trebuit să luăm alt autobuz. Ne-a coborât pentru că probabil s-a întâmplat vreo defecțiune. Asta în aeroport. Da. Dar eu am întrebat Napoli Centrale, dar eu i-am arătat pe... L-ai întrebat pe primul. Pe primul și uite aici ar fi trebuit să cobor. N-a înțeles absolut nimic. Da, n-a înțeles și ne-a... Care s-a și certat cu rusoaică, care știa jumate... Și aia era supărată că n-a dus-o unde trebuie, nu știu ce... Jumate... În fine, nu știu ce voia femeia aceea, dar... Eu cred că și aia era la fel de supărată. Stai cred că am înțeles mai mult ceva. Decât am înțeles. Lasă, ok, am luat greșit, am coborât mai departe. Într-un fel, nu-mi pare rău, pentru că altfel n-am fi văzut toată zona aia cu oameni homeless și așa foarte dubioasă. Ne plimbam numai prin centru, unde e frumos. Câteodată trebuie să vezi și alte părți ale orașului, că nu totul e perfect. Uite ce papucei, da. Nu, uite. A, da, e chiar frumos. La aia mă uitam și eu. Sunt interesant, nu știu ce să zic. Voiam să vă arăt că vis-a-vis e un outlet și acolo e outlet și aici, dar e numai temporary, adică numai o perioadă, nu tot timpul. Aici e un hotel. Uite, aici erau pantofi de copii. Vă dați seama că toate astea sunt chinezării, nu sunt ceva de calitate, așa de unică folosință. Și sunt oricum foarte ieftine. Auzi, dar știi ce am observat? Că sunt mai multe magazine de haine de bărbați decât de femei. Până acum, păi, nu am văzut de femei. Toate astea aici în zonă sunt de bărbați. Am văzut că se poartă bluzele astea din catifea, plușat așa. Cum vrei? Noi venim de acolo și pe strada aia sunt magazine. Ia uitați, acolo outlet, reduceri 50%, reduceri 80% outlet. Centru vechi e undeva în partea asta. Așa, o să o luăm înainte și vedem unde ajungem. Trebuie să fim atenți la semafoare, că nu merg și dau prioritate, dar nu prea. Îți place ceva? Uite, așa ziceam. Ne-am învârtit și am ajuns la altă poartă. Exact. Poarta Capuana. Uite, acum chiar îți dai seama că e o poartă în care cumva... Da, o vedem mai de departe. De e impresionant de mare. Ce-i cu orașul ăsta? Deci astea sunt monumente istorice. Clădirea asta, poarta. Și acolo sunt numai, nu știu, homeless, drogați, ce-or fi, dar e mizerie, miroase a pipi peste tot. Ce-ai zis că vai cartierul ăla? Ți-am zis că... E război, serios. Și clădirile nu sunt deloc renovate. Ce am văzut noi în Franța, cât de frumos erau renovate și vopsite și văruite și reamenajate. Da, aici foarte aici îngrijite erau. Aici e o biserică, cred. Se pare că o renovează acolo, turnul e cu schele. Mami! Da? Hai să vedem că aici ce e. Mami! Și aici a trebuit să fi fost o clădire istorică. Acum nu le știu pe toate. Vedem dacă exteriorul e la fel ca interiorul? Invers, Iulian! Interiorul ca exteriorul. Hai. Mirosul m-a... Te-a bulversat. Se numește Biserica Santa Catarina. Înăuntru e superbă. Din păcate afară... Ce să mai zic, n-am cuvinte. Construcția acestei biserici a început undeva pe la 1505 și a fost terminată la 1593. Înăuntru e foarte, foarte, foarte frumoasă. Plecăm de la biserică și ne îndreptăm în această direcție. Totul e centru istoric, să vedem ce mai găsim.
ne-am oprit două secunde să bem apă și ne tot uităm la clădiri, ne minunăm. Am înțeles că tradiția e aici să-ți întinzi rufele. Bănuiesc că nu au loc și nu au posibilitatea să-și pună mașini de uscat în casă. Nici în Spania nu prea au mașini de uscat. Așa sunt interesante. Uitați clădirea aceea îngustă acolo, alb cu verde. Dar peste tot sunt rufe. Aici e un muzeu, hotel, ce este? Nu sunt îngrijite, nu rufele, da. Mulți oameni au, e al doilea pe care îl văd cu cărucior din același cutii. Cred că, uite, umblă la gunoaie să caute chestii. Multă lume săracă, mulți oameni homeless. Magazinele pe care le-am văzut acum erau super ieftine. Hai să mergem și mai în zona Via Toledo, sau cum se cheamă, Via ceva cu T, care e așa, că mai traversăm pe aici. Nu dau prioritate, dar oricum e un pic mai bine decât în Bari, nu? Cel puțin cu trecerea de pietoni. Hai, hai, hai. Să vedem. Trebuie să te oprești oricum. N-au semafoare. Centrul istoric e în direcția asta și am hotărât să o luăm pe străduțe cu scări. Uite, scrie liceu artistico. O fi liceu de artă? Da. Hmm? Aici cred că e o biserică. Dar nu intra. Nu, nu, nu. Iulian, intri în liceu. Ce ai găsit, Iulian? O stradă și mai îngustă. Wow. Mergem încolo? Nu mergem încolo, nu. Nu? Bun, hai. Încolo mergem. Să avem grijă, pentru că vin cu motocicletele și vin cu ceva viteză. Da. Acesta e palatul arhiepiscopului și a fost construit la 1389. Am decis să nu mai intrăm aici, la complexul monumental Donia Regina, pentru că vrem să vedem cât mai mult din acest oraș și nu știu dacă copiii au atâta răbdare, așa că data viitoare, cine știe când. Hai acum! Și am mai găsit o biserică. Tot umblăm pe străduțe și suntem cam pierduți, nu știm în ce direcție să o luăm. Biserica Sfântul Giuseppe dei Rufi. E închisă? Știi ce mi se pare interesant? Zidul lateral și partea de sus sunt cu roșu, roz, iar partea din față e toată gri, din piatră. Și acoperișul acolo pare verde, închis, nu sunt sigură, nu prea văd până acolo. Artă sacră. Ce frumoase sunt, nu? Uite și acolo cu regii magi. Și ce frumos sculptate. Interesant magazin. Aici trebuie să ne ferim de toate motocicletele. E un slalom non-stop. Wow. Penițe. Aparate diferite, super interesant, uite, literele, vezi? Șabloanele. Aici zice intrarea liberă și sunt ceva machete, nu știu exact ce reprezintă. Popolo dedicato alla Madonna, e donato al popolo da Umberto cu teme religioase, nu? Ce frumoase sunt făcute! Câtă muncă! Îmi place cum au pus tavan, au pus câteva luminițe albastre și un material albastru arată ca cerul.
Foarte interesantă și tipografia și acel loc unde erau machetele, super drăguțe și făcute în detaliu, mi-a plăcut. Avem rufe pe partea asta, dar uite cum sunt prinse cu lanț, uscătoarele. E ceva ce autentic orașul lui Napoli. Nu, dar cât de valoroase sunt, adică le fură uscătoarele și hainele, nu le fură nimeni? Se pare că nu. Dar astea sunt într-adevăr super valoroase. Sunt atât de multe magazine second hand de haine. Că le-au furat? Nu cred. Da, dar n-am văzut nicăieri să țin stradă uscătoarele legate cu lanț. Rufele am înțeles. Deja asta e tradițional pentru Napoli. Unde mergem? Am ieșit la o stradă mai populată. E mai lată. Este bulevard. Înainte. Hai încolo. Încoace. Păi tot ăsta e centru istoric. Tot. Am venit aici la masca cu Incinela, adică am întâlnit-o în drum, n-am știut de ea. E simbolul carnavalului din Napoli. Din antichitate această mască reprezintă carnavalul din Napoli și a devenit mai faimoasă odată cu Comedia dell'arte în secolul XVI. Hai să ne pozăm și noi. Hai. Cred că toată lumea îl ține de nas, vezi? De nas și de aluniță, că e mult mai ștearsă, adică e aurie. Nu s-a pus patina timpului, l-au tot șters oamenii cu degetul. Iulian a găsit o străduță frumoasă cu floricele, e un restaurant. Ce frumos e pe aici, nu? Foarte frumos. Cu floricele. Am găsit un loc în sfârșit frumos. Nealterat de mizerie. Muzeul apei. Uite, Muzeul apei. The First Water Museum. Cum adică Muzeul apei? Ți-ai luat un pliant? Uite, vină în coartă. Așa arată muzeul nostru. Super. Interesant, dar nu intrăm acum, că vrem să vedem cât mai mult chestii pe din afară. Măști. A, uite aici, vedere. Ziceam că nu găsesc vedere. Îți place vederea? Reprezintă locul? Super frumos, e fantastic. E interesant orașul. Nu știam la ce să mă aștept, pentru că, sincer să fiu, nici nu prea am avut timp să studiez cu atâtea excursii în ultimul timp. Nu am stat să citesc foarte mult despre Napoli. Nu mă așteptam la asemenea peisaje. Dar chiar dacă noi vedem că sunt rufe, că sunt străzi înguste, că e mizerie, că sunt oameni homeless, că e agitație, că sunt motociclete, dar mie îmi place, fiecare oraș are stilul lui, farmecul lui, indiferent că e bun sau e rău, că dacă, de exemplu, te duci în India, nu te aștepți să fie ca în Australia, nu știu, dau și eu niște exemple. Fiecare țară e diferită, iar aici fiecare oraș e diferit. Așa că vă arătăm farmecul orașului Napoli. Am găsit catacombele acolo în spate și la orele pare, deci 10, 12, 2, 4, e turul în engleză. E de-abia peste 2 ore, da. E, da, în engleză, în rest este în italiană. Eu aș fi intrat și cu italiana. Ideea e că ține o oră și 20 turul și aș vrea să mai văd până se înserează anumite chestii. Sunt foarte multe catacombe. Păi da, dar una s-o vezi, că nu mergem la toate. Hai să mai vedem, poate găsim alta unde putem intra. Stai, fii atent, poți să întreb la cât închide și după ce se întunecă să venim?
sau e prea spooky? Nu? Bine, astăzi vizităm așa pe afară, cât mai ține lumina, după aia vedem ce facem. Și poate venim vineri. Iulian tot insistă că sunt mai multe. Păi, da, normal că sunt mai multe. Mai e una aici, dar e aceeași? Sunt câteva în oraș, nu e doar un... Păi da, singur. Hai să întrebăm aici să vedem. Sau dar mi se pare o oră jumate mult timp. Eu am înțeles 20 de minute. Nu, o oră 20. Eu am înțeles 20 de minute. Deci uite, îți spune că aici nu sunt tunelele greco-romane și nici cele folosite de refugiați în timpul războiului. Aici vei vizita un oraș roman vechi care a fost îngropat din cauza inundațiilor. Deci vrei sau nu vrei? Da, hai să vedem. Vezi cât costă biletele și întreabă cât durează. Am luat bilete și avem vreo 15 minute de așteptat ca să intrăm cu ghid în engleză și suntem pe strada Crăciunului. Aici tot anul sunt lucruri pentru Crăciun. Nu te bucur? Da, da. Dar vreau și cadouri. Vrei și cadourile? Ua, ce frumoase! Mulți ardei, multe decorațiuni. Ce de ardei au, ai văzut? Multe machete, foarte frumoase. Și miniaturi, figurine micuțe, ia uitați ce micuțe sunt astea. Au mai mult decorațiuni decât globuri. Căsuțe din acestea, miniatură, machete. Ardei, 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 ca în Alberobello. Mulți ardei. Le aduc noroc. Ce ai filmit și tu? Uite. Animat. În orsă de oată. Spală rufe la râu. Uite, spală căluțul. Uite, face pizza. Face pizza, da. Aici o piaptănă, da. Porcul la rotisor. Și ce fac cu porc? Îl învârt. Uite, și oierul, și frizerul, bărbierul. Super interesant. Uite, ardei ăștia chiar drăguți cu inimioare. Toate lucrurile acestea în miniatură se potrivesc la decorurile pe care le foloseam noi când făceam povești. La păpușele s-ar potrivi. Sunt super drăguțe. Ups, le-am dat jos. Piețe, pește. Ah, ce drăguță e asta. Sunt mici, uitați, palma mea e cât asta, un pic mai înaltă decât palma. Unde-i Bidon? Aici. Ce-a fost palma? Da, politicieni, artiști, regina Elisabeta. O poză cu el, 2 euro. Îmi plac pomii ăștia. Ce frumoși sunt! 60 de euro, ca mult. Și 40. Ce drăguți. Ăștia nu. Îmi plac stilul acesta. Îmi place înzăpezit sau neînzăpezit. Nu contează de care. Cred că ăla înzăpezit. Așa. Bonuri de brad, globuri. Disertorum sunt America. Okay. As you can see on the walls, we have a lot of that are rich in colors, rich in images. So these frescoes are from a different time, of course, from the Baroque time. Who was the meeting point of the Franciscan friars? Because was the meeting point of the richest people here in Naples with the poorest one. Okay. This was a bakery. But we prefer to call this shop a sort of an ancient pizzeria. Over there, you can see
Hanoven. And then they came here to column the clothes, okay? And to color. And you have to imagine that also in this context they used urine. Why? Because urine was okay, a stronger antibacterial, but was also very good because it was used to fix the color on the clothes. We can see the lowest part nowadays, but you have to imagine that all the walls were full of frescoes. So these rooms of the scuola were very rich in colors. S-a terminat turul, a fost interesant și cred că am fost ultimii, adică sigur am fost ultimii, nu mai e nimeni pe aici. Și se și înserează, să vedem ce mai reușim să vizităm astăzi. Luăm o altă monedă. Haide, okay. Nu, stai. E să punem doi deodată? Da, bă. Ia să vedem. Uite. Nu are cutiuță. Nu are cutiuță. Se vede? A, se vede. Întoarce și pe partea cealaltă. Da, uite, poți să vezi acolo mai bine. Ce avem pe față orașul subteran și aici avem Basilica di San Lorenzo Maggiore. Am văzut-o sau nu? Nu știu. Am văzut prea multe biserici, azi nu mai țin minte. Nu, sigur n-am văzut. Serios, Andreas. Mai cald afară. Era frig acolo înăuntru. Eram la subsol. Nu, aici este biserica care e pe bănuț. Cum îi zice? San, uite, San Lorenzo Maggiore. E biserica de pe bănuț. Da, hai să intrăm un pic, da. Dacă toți suntem aici. De-aia le-au pus împreună. Încet că e slujbă, nu faceți gălăgie. E același bănuț pe spate, iar pe față e cu ungeraș. Am vorte. Are cu ungeraș. Iar pe spate e la fel ca cealaltă. Ce, bănuțul? Da. E la mine, da. Foarte frumos. Instrumentul acesta e pentru măsurat spaghetele. O porție, două porții, trei porții, patru porții de spaghete. Le pui aici și câte intră înseamnă o porție. Acest nene cam gri la față ține coșul. O groază de magneți, maestri, profesioni, toate meserile, artist, pictor, jurnalist, pescar. Interesant. Am găsit aici monede bătute, dar Iulian zice că nu vrea. Nu vrei? Și nu vrei? Îți plac mai mult astea aurii? Mai vreau nou? Două. Vreau unul din astea și unul. A zis tati că nu. Nu știu. Suntem pe strada Crăciunului și e atât de frumoasă. O să fac un story cu ele. Cu decorațiunile de aici. Sunt super încântată. Am coborât pe strada Crăciunului. Și acum, în ce direcție? Hai încolo. Și încolo de oameni. Nu știu. Mai mergeți pe casă? Casa noastră e departe. E tot în depărțul. E Batman? Da. Bine, emblema aia, dar arată exact ca Batman. Aceea e biserica în care am intrat adineauri și nu prea avea picturi, nu era atât de impresionantă, deși e mare
Și pe din afară ai zice că e mai frumoasă decât aceasta care e în construcție, dar care este superbă înăuntru. Cred că se cheamă Biserica lui Crist, Hristos cel Nou. Așa am văzut pe panou, o să scriu aici pe ecran. Deci asta este turul bisericilor, nici n-am ieșit bine din cealaltă, care e acolo, vis-a-vis în grădină. Și vis-a-vis e altă biserică, mult mai mare și mai frumoasă. Ieșisem de la biserică de acolo, văzusem acea sculptură înaltă, genul acesta, și am crezut că ne-am întors, adică trecusem pe lângă ea, am intrat în biserică și am ieșit pe partea altă și era asta. Dar e alta, sunt două, ne-am derutat un pic. Oricum, biserica superbă, superbă. Am ieșit la un bulevard mare și mergem mai departe. Am găsit un magazin pe placul lui Iulian. Am văzut aici că ar fi o bancă. Iulian, te-ai pierdut printre gunoaie? Unde ești? Uitați și voi ce e aici. Ne îndreptăm spre casă. De aici, de la intersecție, ar trebui să mergem încolo, spre malul mării, unde sunt palate, Palatul Regal, castele, chestii de genul acesta. O piațetă mare, deci diferite lucruri față de ce am văzut astăzi. Dar este și Cartierul Spaniol, care am înțeles că seamănă cu cel de astăzi, cu cartierul vechi, cu rufe, cu străzi înguste. Nu știu, e interesant, vreau să-l văd și pe acela. Și un bulevard cu magazine mai importante. Deci cam asta ar fi în plan pe partea cealaltă a bulevardului unde ne-am oprit noi. Acum noi o luăm pe acest bulevard spre casă. Un bulevard care e paralel cu cel pe care am venit aseară unde ne-a lăsat autobuzul, adică cu marea. Este și stație de metrou aici, dar nu mergem cu metrou pentru că nu ne duce aproape de casă și ar fi doar o stație de mers pe bulevard pe care am scut eu, dar vrem să mergem pe jos ca să vedem și lucruri. Mai vedem clădiri din acestea frumoase. Ce e? Bancă. Bancă? Oricum e superbă clădirea. O să mergem și la metrou pentru că în Napoli sunt câteva stații artistice cu opere de artă făcute mai frumos și vrem să le vedem, dar cred că în ultima zi. Ce frumos e stâlpul! Așteptăm să se facă verde. Se face? Hai! 7 secunde? Cum 7? Că era pe roșu mult mai mult. Nici n-a pus să traverse strada în 7 secunde. A, mai e galben, 16. Aceasta e universitatea. Și noi încă suntem pe acest bulevard, între cele două stații de metrou. Se pare că aceasta e un pic o altă față a Napoliului. Bulevardul acesta arată cu totul diferit de ce am văzut noi astăzi. Hai, Iulian, să vedem cât costă apartamente. 111.000. Ce zice? 50.000, uite, 50.000, 55 metri pătrați, clădirea asta se cade, e perfect. Serios? 245.000 de euro, 100 de metri pătrați. Da. 135.000 de euro. 175, 4 camere, 120 de metri pătrați, la fel, clădirea asta se cade. Lângături, 85.000. 35 de metri pătrați. Vândut. Uite, vândut, în tratative. Vândut, ca să nu cumpără lumea apartamente în orașul ăsta. Iulian, ăla era 40 de metri pătrați. Vândut 26.000. Uite, două camere, 45 de metri pătrați. Și cât e? 98? 96. 98? 98. Și ăsta cât era de așa scump? La 295, 4...
Nu știu ce înseamnă locali. 4 camere. Păi și banii nu sunt cameră? Banii ori fi băi? Bane. Da. Nu știu. Uite aici. 600 de mii, aproape 6 locali, 180 de metri pătrați. Destul de mare spațiu. Dar oare merită mai mult de jumătate? Ok, cum ți se par prețurile? Scumpe, nu? Ei, în Franța era de înțeles, pentru că apartamentele era Nisa. Casele erau superbe. Și clădirile erau amenajate și arătau fantastic. Dar aici n-aș da nici măcar jumate din prețul din România. Cum? Într-un cartier de ăsta frumos? Iulian nu vrea apartament cu rufe. Aici vin la pachet, apartamentul cu rufele. Glumesc, în general. Sunt foarte, foarte vechi. Sunt foarte vechi, sunt neamenajate. Neamenajate, nu sunt renovate, nu sunt reîntărite. În zona asta sunt cutremure? Păi nu știu dacă, că dacă sunt, dar dacă ar fi foarte rău. Foarte rău. Dacă îmi face investiție, vrei să fie investiție sigură, nu? Așa, când vizitezi, o iei ca pe farmecul orașului și te uiți, te pozezi cu ele și ai plecat. Dar ca să stai aici... Ia uite statuile astea, vezi? Țin clădirea să nu cadă. Așa da? Și aici? Uite, de și acolo? Păi da? Au ajutoare. Acolo e bulevardul de unde am venit noi și undeva pe aici e casa, dar astăzi cred că am ieșit, tot așa am mers un pic, dar ne-am dus cred că în dreapta undeva ca să ajungem la poarta aceea. Acum am ieșit în bulevard, atunci am luat-o prin altă parte, nu contează. Oricum sunt dubioase cartierele astea.